Românii care s-au vaccinat deja ar putea scăpa de restricții. Discuții în acest sens sunt tot mai frecvente, mai ales că sunt deschise de cei din industria Horeca, dornici să repornească activitatea. Una dintre propuneri vizează spații separate în restaurante pentru cei vaccinați care nu vor mai fi supuși restricțiilor. Până la momentul actual, în Mehedin s-au vaccinat aproape 40.000 de persoane. Pentru a putea scăpa de restricții, trebuie să ne vaccinăm. Aceste declarații sunt tot mai dese în spațiul românesc și vin nu numai din partea autorităților, ci și ale reprezentanților industriei Horeca sau din domeniul spectacolelor. Drept urmare, aceștia solicită zone distincte în restaurante, precum cele pentru fumători și nefumători. Persoanele vaccinate sau cu test negativ de COVID ar avea acces într-o zonă separată în care nu vor mai fi obligate să se supună restricțiilor. De exemplu, în acest moment se limitează la 6 numărul persoanelor aflate la o masă și trebuie să existe cel puțin 2 metri între mese. Discuții similare și propuneri există și din partea celor care activează în domeniul cultural și cel al spectacolelor. Și această industrie a fost lovită în plin de pandemie. În ceea ce privește condiționarea prezenței la un spectacol de teatru sau un concert, la 5 lucrurile sunt cu totul diferite. Deoarece omul vine la un spectacol de teatru sau la un concert pentru a se bucura, pentru a trăi libertatea, euforia întâlnirii cu un act artistic. Nu pentru a trăi aceleași reglementări pe care le trăiește în viața diurnă, la magazin, la serviciu sau pe stradă. Și ar fi un lucru nenatural, impropriu lumii artistice și relației care este una afectivă între spectator și actor sau interpret. Domeniul sportiv a avut și el multe de pierdut din cauza pandemiei. Foarte multe competiții au fost anulate, iar suporterii au uitat cum e să fie în tribune. Cred că în toate domeniile, dacă foarte mult din populația României s-ar vaccina, am fi mai liberi, iar din punct de vedere sportiv, cred că am putea începe și noi în siguranță cât mai multe dintre competiții, mai ales că la fotbalul juvenil și la toate sporturile juvenile încă n-au început în mare parte competițiile. Cred că ar fi un avantaj atât pentru copiii și cât și pentru sportul de performanță. Totuși, persoanele vaccinate trebuie să poarte în continuare mască și să respecte toate măsurile de siguranță impuse de autorități.